Există două feluri de a reacționa la presiuni de genul ăsta. O cale este de a deveni mai flexibil și mai agil, care are niște oportunități și niște riscuri. Altă cale este de a deveni mai puternic din perspectiva, nu știu cum să zic, din perspectiva poziției pe piață, puterii pe piață. Adică, de exemplu, să îți folosești rezervele de cash ca să-i îngropi pe niște competitori pe care i-a prins criza cu chiloți în vine mai mult decât pe tine. Să cumperi din ăștia care sunt slăbiți și să-i cumperi la un fel de fire sale price și după aia să-ți creezi o poziție dominantă pe piață și alte lucruri de genul ăsta. Deci există și tipul ăsta de oportunități pentru cei pe care criza i-a prins într-o situație favorabilă și într-o situație de putere financiară. Cred că vom vedea ambele fenomene, adică cred că vom vedea companii puternice și cu resurse care vor merge pe direcția asta de economies of scale și vom vedea companii noi sau mai mici sau mai agile care vor explora și exploata breșe de sistem.